Mulți filozofi și savanți au ajuns la credința că Dumnezeu există, dar nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și noi, monahii, învățăm ziua și noaptea legea Domnului, dar nu toți ajung să-L cunoască, chiar dacă cred în El. A crede că Dumnezeu există este un lucru, dar al cunoaște pe Dumnezeu e altceva. Iată o taină. Există suflete care au cunoscut pe Domnul, Există suflete care nu l-au cunoscut, dar cred în el. Și în sfârșit, există oameni care nu numai că n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nici măcar nu cred în el. Și printre aceștia din urmă, există mulți oameni învățați. La necredință se ajunge din mândrie. Omul mândru vrea să cunoască toate prin mintea sa și prin știința lui, dar nu este dat să cunoască pe Dumnezeu pentru că Domnul nu se descoperă decât sufletelor smerite. Sufletelor smerite, Domnul le face cunoscute lucrările sale, care sunt de neînțeles pentru mintea noastră, dar se descoperă prin Duhul Sfânt. Numai cu mintea omul nu poate cunoaște decât pe cele pământești și pe acestea numai parțial, dar Dumnezeu și toate cele cerești nu se cunosc decât prin Duhul Sfânt. Unii se ostenesc toată viața lor să cunoască ce este pe soare sau pe lună, sau aiurea, dar aceasta nu este de folos pentru sufletul lor. Dar dacă ne vom strădui să cunoaștem ce este înăuntrul inimii omului, iată ce vom vedea. În sufletul unui sfânt, împărăția cerurilor, iar în sufletul unui păcătos, întuneric și chin. Și e de folos să știm aceasta, pentru că vom locui veșnic, fie în împărăție, fie în chinuri.